Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Ford Mondeo 2016, varianta MK5. Ok? Ei, ce vom face noi aceste mașinuțe? Dacă nu, vom intra și vom instala un modul de CarPlay pe sistemul original. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Vom avea o lucrare foarte complexă, deoarece vom desface tot aparatul, odată dezmembrat, da? Vom integra pe placa originală o altă placă care are o inteligență anume, care va da încă o funcție acestui monitor, ceea ce înseamnă că în momentul în care tu rulezi meniul original, este una, când vei apăsa unul din butoane, da? Va comuta într-un mod de CarPlay. Ca să-ți fac să ai sistem de navigație Waze, Google Maps, YouTube, Spotify, YouTube Music, cât și screen mirroring, ceea ce faci pe telefon, să se proiecteze exact pe acest ecran. Totodată, dacă instalăm un modul de CarPlay, vom pune și o cameră de marșalier, ceea ce deja am realizat, dar vă voi arăta la final ce și cum arată tot, da? Dar să știți că putem inteligentiza acest sistem, asta este una din opțiuni, și a doua variantă este când varianta Tesla, varianta mare, care ar coborâ foarte mult, e 12,3 inch, care ar fi tot cu touch, s-ar elimina și butoanele de aici, tot, așa, și ai avea o consolă imens de mare și mult mai altfel vizibilă față de un ecran care este, să zic așa, mai primitiv. Nu e rău nici acest ecran, dar totuși un ecran Tesla are CarPlay integrat, are permitere de cameră integrată, are Waze, YouTube, Google Maps, Spotify, poți să faci split screen, să le împarți, să le sucești cum vrei tu. Și acum să mai dezvoltăm un pic, iată, omul are o cameră de vedere acolo care pot extrage și pot să spun o carcasă aici frumos, care are cameră de vedere, proiect care am înțeles că o să-l facem ulterior, da? Pot să spun cameră de monitorizare trafic față cât și spate, atât pe timpul traficului cât și pe timpul parcării, atât cu înregistrare video cât și cu înregistrare audio. Bun! Pot să spun pe sistemul original fără CarPlay, pot să spun cameră spate sau cameră spate față de parcare, ok? Mai pot să spun monitor în tetiere, așa, pot să spun monitor de plafon, pot să spun încălzire scaune, dacă nu ai atât față cât și spate, el are, dar sunt variante care n-au. Mai pot să spun pornirea din ceas inteligent din telefon, cât și varianta de evacuări electronice. Bun, hai să trecem la subiect, dezmembrăm tot, după care vă arăt tot ce trebuie să știți de la Z. Aici sunt toate componentele, avem foarte mult de instalat, așa că hai să trecem la treabă. Ei, într-un final am demolat tot ce este necesar. Iată, până aici ar veni Tesla mare care m-a zis Androidul CarPlay, CarPet. Așa, dar acum hai să vedem ce am făcut. Deci am scos partea de monitor, am scos rama, am scos partea de CD-ul și ce am făcut noi? Am demontat ecranul în două, da? Odată demontat ecranul, ajunge la panglicile aferente, așa, și vom introduce o electronică cu comunicare cu panglica existentă, așa, care ea va oferi sistemului această inteligență de comutare în mod de CarPlay și pentru CarPlay aferent, ok? Hai să vedem, după ce este totul ansamblat, cum va funcționa. Suntem cu proiectul terminat, maxim, așa că hai să vă prezint un pic utilitatea și funcționalitatea sistemului, ok? Deschide ușa liniștit, hai să punem un pic mașinuța. Așa, că îi dăm numai un contact, perfect, e, și acum va intra în sistem partea aceasta de sistem original, de tot ceea ce înseamnă radio și tot ce informații sistem, tot ceea ce funcționează clar din touch-ul aparatului. Aici vedem că avem partea de AM, FM, CD, USB, BT, audio, SD card, nu avem auxiliar, doar totuși rezolvăm să funcționeze și CarPlay într-un mod corespunzător. Bun, după câte v-am zis, i-am făcut Apple CarPlay, i-am făcut Android Auto, i-am făcut Screen Mirroring iOS, Screen Mirroring Android, USB Video Player și camera de marșalier. Ok, acționarea sistemului într-un mod de CarPlay îl voi face prin acționarea unui buton. Există posibilitatea de a introduce inclusiv de pe comenzi de volan, doar nu în toate cazurile este perfect, așa zis, responsiv sistemul. Bun, și acum vom intra și vom configura situația. Intrăm în settings, iată deja CarPlay este perfect funcțional. Dacă ați urmărit un pic partea noastră de Cherokee,
Jeep Grand Cherokee sau Volkswagen Touareg are exact același sistem de operare. Bun, hai să intrăm, Alex, te rog, să îi dăm un Bluetooth, da? Îi dăm Bluetooth on, ieșim de aici, îi dăm Bluetooth, îi dăm Discover, așa, așteptăm un pic să se conecteze cu telefonul nostru Apple, îi dăm searching. Iar după ce s-a reușit conexiunea, iată ce elegant, am intrat în mod de CarPlay, full Wi-Fi, fără nicio conectivitate de cablu. Asta înseamnă un CarPlay inteligent și un CarPlay, să zic așa, mult mai bun. Acum vom lua, vom pune jos telefonul și vom intra un pic în sistem să vedem cum se va comporta. Apropo, la sistemele originale, sunt, chiar am observat că au aceste posibilitate că dacă ai două USB-uri în cotieră, atunci practic poți să încerci acea variantă dacă ai CarPlay original de fabrică. Bun, și acum hai să începem cu începutul. Intri în sistemul de telefonie, aici îi dai la recente, aici ai tot ce înseamnă apeluri efectuate, dacă îi dai la contacte, poți frumos să îi cauți tot ceea ce are în, așa zis, în partea aceasta de contacte, dacă îi dai pe keypad 07, stai să dau, exact, touch-ul ăsta de la Touareg, de la Jeep Grand Cherokee, care este puțin mai masiv pentru ascultarea sistemului. Ba, ei, și dacă suni aici la acest număr, bineînțeles că poți beneficia de acest sistem. Ieșim frumos afară, aici avem toate opțiunile care sunt de Apple, Music Apple, Maps de la Apple, tot. Mergem în pagina următoare, iată că aici avem alte aplicații. Odată intrat aici, putem intra în calendar, în settings, putem să facem tot ce înseamnă partea de background neagră sau în orice altă tentă. Iată, intrăm în Google Maps. Aici ce să facem dacă nu? Intrăm frumos, îi dăm un search vocal. Sound Identity. Îi spunem și așteptăm comanda. Așteptăm și rezultatul. Iată ce mișto, vine Audio Tuning Center direct în mod elegant. Ok? Eu acum i-am dat o comandă, intru frumos jos și intru în TuneIn Radio. Da? Aici, de exemplu, mi-aleg Magic FM, ascult ce vreau eu. Iată că mi-l pune aici. Dacă eu intru acum pe Google Maps și intru aici pe Radio Online, pot să am această opțiune să am radio online ascultabil. Da? Mă duc în prima pagină, îmi face split screen aici și iată ce mișto. Am direcționarea, da? Dar îi dau aici cancel. Odată dat cancel sistemului, da? Și schimbat aici toată situația, pot să intru frumos în partea de Spotify, care este, iată, aici, da? Dacă intru frumos în această opțiune, intru și văd orice melodie, hai să-i dau un anume, da? Iată ce mișto, mi-arată și prezintă coperta și atunci am Google Maps aici și Spotify aici disponibil. Intru frumos aici, iată că intru în prima pagină și el îmi face dirijarea de Spotify în split screen cu partea de Google Maps, ok? Bun, aici dacă am intrat un pic în Spotify, ați putut observa că pot să-mi aleg tot ce vreau, playlist-uri recente, home, search, pot să fac toate căutările noastre, da? Numai trebuie puțin să apăs mai puternic, este ceva normal. Bun, ieșim și de aici, așa, și ce vom face? Vom intra în partea de Teams, Telegram, TuneIn Radio, un radio online, mai avem și disponibilitatea Waze-ului, care iată ce mișto este și el în dark mode, pot aici să-i dau rapoarte și tot ce înseamnă accidente, drumuri închise, poliție, cameră, radar, tot ceea ce ar fi nevoie. Dacă intru frumos aici și dau Sound Identity, nu mă va arăta, deoarece sunt exact la locație și nu îmi poate prezenta această opțiune. Bun, și totodată, iată, și aici pot să completez Waze-ul cu Spotify, ies afară, mă duc în prima pagină și din split screen-ul de la partea de, iată, să vedem, așa, de la partea de Google Maps, a devenit acum Waze-ul în lucru cu partea de Spotify. Ok, hai să vă prezint în momentul următor partea de screen mirroring, tot așa pe iOS, fără probleme, da? Iată, asta este varianta screen mirroring. Asta înseamnă că
ceea ce faci pe telefon, poți să vezi pe el. Doar că, în momentul de față, el îți ține ecranul blocat când faci această posibilitate de screen mirroring. Am conectat și varianta de Android Auto, ceea ce am realizat, am făcut-o pe fir, pe USB. Iată că îmi și vine un apel și pot să-l preiau direct de aici. I-am făcut o metodă mai rapidă de conectare direct prin USB, pentru că a fost mult mai comod pentru mine. Și acum să vă prezint un pic partea de Android Auto. Iată, aici avem Google Maps-ul, unde dacă îi dau, iată comandă vocală să încercăm. Sound Identity! Așa, dar am zis mult mai multe și am văzut că a reacționat. Hai să încercăm din nou. Sound Identity! Sound Identity! Iată că mă și direcționează exact unde vreau eu. Și atunci, iată, am Audio Tuning Center. Bun, aici dacă vedem, am Start Playing de la CarTube. Pot să-i dau varianta, o să vedeți imediat, de așa, sistem. Să vedem un pic restul. Îmi căutam aplicația, de exemplu, Spotify, dacă aș avea-o, dar din păcate nu o am, așa că voi intra în ceea ce am. Pe Android Auto am mult mai puține aplicații față de Apple CarPlay. Iată, totodată avem aici inclusiv și partea de Waze. Hai să văd la mine, de exemplu, Waze-ul, dacă îl pornesc pe telefon, da? Zice că folosești pe un singur dispozitiv, dar dacă eu o scot acum afară, voi face o simulare anume, deci îmi voi deschide Waze-ul, ca să vedeți un pic, da? Intru pe el, îi dau pe Waze-ul meu, îi dau aici, îi dau afișare hartă, nu, da, afișare hartă, mod întunecat activ, ok? După care am să-l conectez și aș dori să-l văd într-un mod întunecat, să văd dacă mi-a deschis Google Maps-ul, că nici nu știu ce mi-a deschis acum, să vedem, ba nu, Waze-ul. Ok, deci în principiu, dacă îi dau un restart la telefon, ar trebui să mi-l ia în tent dark mode, în mod negru, da? Iată, aici avem partea de poliție, trafic intens, accident, tot ceea ce ar fi, da? Dacă aș avea Spotify activ sau ia să vedem la, de exemplu, la partea de Digi online, că iată și aici, zice, adaugă o comandă rapidă, unde dacă îi dau OK activează, zice TV sau radio, iată mă duc pe un radio și dau, de exemplu, varianta de Pro FM în varianta aceasta de sub Digi Online și mă duc pe partea de Waze și iată dirijez Waze-ul și am aici Digi Online. Tot așa aș avea cu Spotify-ul aceste opțiuni ca să pun varianta X cu varianta Y. Bun. Deci această chestie oricum nu aveți cum să o vedeți, dar vă arăt măcar să vedeți că pe telefon nu mi-arată absolut deloc nimica, îmi arată doar varianta că este cu el închis. Bun. Acum ieșim afară de aici. CarTube ar fi o aplicație care ar fi capabil să meargă YouTube-ul direct pe el, telefon, ieșire, calendar, așa, Google Maps, Message, deci foarte, foarte multe aplicații nu avem în partea aceasta de Android, de aia se numește și sistemul mai mult Apple CarPlay, pentru că este total diferit, ok? În varianta aceasta doar atâta vă pot prezenta de Android Auto. Și dacă am forțat un pic soluția, am zis hai să vă arăt că totuși este posibil inclusiv și această variantă să ai USB video player pe el. Deci, repet, pentru cei care doriți un simplu Apple CarPlay, doriți un simplu Android Auto și doriți un USB video player, iată că este foarte ușor realizabil, este într-o variantă de imagine superioară, deci pot să zic că îmi place foarte mult ce imagine redă, deci nu este absolut deloc o imagine rea. Așa că, dacă sunteți hotărât că doriți și această variantă fără partea de cameră, foarte simplu, puteți să o aveți. Ia să văd dacă eu pot să derulez în videoclip. Da, uite că pot să derulez și în videoclip. Așa, încerc să mă duc până în spate și se pare că merge. Ok, deci nu ar avea, să zic așa, probleme. După câte văd, este destul de reactiv la toate comenzile mele. Eu mai tot forțez un pic și duc din aceste clipuri. Ia să văd un pic. Chiar căutam aici un videoclip cu niște desene animate drăguțe. Și uite aici, cu minionii. Ok? Și încerc să-i las și pe ei activ, să vedeți că puteți pune, de exemplu, muzică video animată sau animație, tot ce doriți dumneavoastră. Ok? Deci, Apple CarPlay, video player, Android Auto,
Screen mirroring-ul nici nu l-am încercat. Da, screen mirroring-ul merge 100%, dar eventual fac și o probă de genul. Să vedem dacă merge și screen mirroring-ul pe Android. Se pare că funcționează inclusiv și screen mirroring-ul, inclusiv de pe varianta de Android. Unde, iată, dacă îi dau drumul, deja vede imaginea canalului meu de YouTube, ok? Iată că i-am dat drumul la, de exemplu, o reclamă. Și iată ce se vede, merge, hai să vedem dacă are laguri, dar n-are cum să aibă laguri, deoarece este pe variantă de cablu și în varianta de cable nu ai această problemă de lag, da? Deci iată că merge, se pare că e ok. Aici am mutat o evacuare-tor, pentru cei care sunteți interesați, să știți că avem și aceste jucării, fără nicio problemă. Da? Iată ce frumos. Pe interior, este excepțional de frumoasă, așa. Și acum hai să vedem clar unde vom ajunge noi. Bun, deci prima mare v-am cam arătat toate. Și screen mirroring-ul cu Apple și screen mirroring-ul cu Android și USB video, tot doar camera practic nu este funcțională în modul de CarPlay, nu știe să comute pe imagine de cameră. În rest, dacă vrei, explică chestia asta Android Auto, Apple CarPlay și tot, vă recomand că este ok. Fac o încheiere de videoclip mai forțat. Pe simplu motiv că Apple CarPlay-ul l-am făcut funcțional perfect. Android Auto funcționează și el fără nicio problemă. Problema este că am zis la începutul clipului că am să integrez și o cameră de marșalier. Suntem după 3 sau 4 luni de zile după ce am instalat acest sistem și producătorul nu ne-a dat soluție pentru partea de cameră marșalier în sistemul acesta. Și atunci s-a decis eliminarea sistemului de Apple CarPlay, da? Și integrarea unui nou sistem care îl vedeți aici. Ok? Este vorba de un Android 11 cu 8 GB de RAM, cu ecran de 9-10 inch, multitouch cu rezoluție mare, așa, care are inclusiv și card 4G, are permisiune de Waze, YouTube, Google, Netflix, Digi Online, Spotify, HBO, Voio, Pro TV, tot ce vrei. Deci va fi o chestie mult mai tare, mult mai inteligentă, mult mai frumoasă și mult mai clar vizibilă. Deci iată, ca să vă și arăt practic finalul sistemului, că în acest mod el comută în varianta de ecran negru și de aici încolo nu mai avem absolut deloc nicio posibilitate de updatare sau de realizarea unei imagini de cameră. Și repet, atunci s-a decis integrarea sistemului nou care va permite practic și această operațiune fără nici o problemă. Bun? Și atunci, din mare, am să încerc și la acest videoclip, exact așa am zis și la acest videoclip, pentru că noi acum suntem în faza în care am comandat deja noul gadget, îl și schimbăm și atunci voi face două videoclipuri. Unul să vă prezint pentru cei care doriți doar Apple CarPlay sau Android Auto, este perfect util și funcționează, da? Iar pentru cei care doriți să schimbați navigația cu totul, o să vedeți un clip aici în dreapta sus, o să vă pun un info și o să atașez videoclipul când va fi montat acest nou gadget în interior și să vedeți funcționalitatea lui. Deci aveți două opțiuni. Aveți opțiunea 1 să fie doar simplu Apple CarPlay în sistemul original sau Android Auto, sau aveți varianta când putem schimba cu totul acest aparat foarte elegant. Și acum să vă zic din mare toate metodele în care ne puteți găsi. Prima și prima fază, www.soundidentity.ro, puteți găsi zeci și sute de produse. Acum o să le încărcăm forță rău. În partea de Facebook, Insta, TikTok, vă zic tot, doar vă rog, nu-mi scrieți mesaje, maxim pe WhatsApp, aveți număr jos, aveți număr sus, la începutul clipului, la finalul clipului. Nu scrieți mesaje pe Facebook, pe Insta, eu n-am timp de din alea. Mai ales, dacă mă puteți suna, e cel mai bine între orele 9 și 19 de luni până sâmbătă, exclus de 200 de ori, vă zic, duminică. Nu mă deranjați duminică și după care vă pot da orice detaliu important care îl doriți dumneavoastră, care considerați dumneavoastră că îl doriți de la mine, cu mare, mare drag. Și atunci să începem cu începutul. Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea, Tor Oradea dealer autorizat, cât și încălzire în scaune Oradea. Mai avem și varianta de Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, care mai nou și pe Facebook e soundidentity.ro, nu mai trebuie să mă obișnuiesc cu acest text, și Tor Oradea dealer autorizat. Totodată pe
TikTok Sandu Hifi, acolo mă găsești cel mai mult aici, acolo o să expun cel mai repede aceste proiecte și nu în ultimul rând pe canalul nostru de YouTube, dacă intri Sandu Hifi sau Sound Identity, așa, acolo găsești Sandu Hifi Shop Sound Identity, intri în playlist-uri, apeși pe playlist-uri create, se alinează folderele, citești de la 01 până la 14, nu citești ce e pe poză, citești ce e textul, până la 14 diverse servicii, unde la 09 ai Apple CarPlay și va fi acest sistem. Și după aia de la 15 încolo este alfabetul auto. Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, A, B, C, D și mergi până jos la F și acolo o să vezi mai multe Ford-uri gata realizate, ok? Rămâi aproape că Sandu-ți va prezenta multe nebuneri și urmează foarte multe noutăți în 2023, ok? Sandu Hifi, Sound Identity, peste tot, bye bye!